Success este o platformă online care promovează și vinde designerii români. Spunem în primul rând că promovăm pentru că facem mai întâi o selecție a acestora, prezentăm clienților noștri un insight din industria modei și facem o selecție a colecțiilor. Dacă vreți, este ceea ce ne diferențiază față de celelalte produse similare de pe piață. Cred că am format un sistem în industria modei în România. Fiind pionieri, fiind primii din țară care am făcut acest lucru, mulți dintre designeri au semnat prima factură la noi în birou. Cu mulți am discutat ce înseamnă un TVA, de ce trebuie să avem fiscalizat business-ul și de ce trebuie să facem un preț care să fie onest pentru consumator. Foarte important cum să facem un preț. Prima, cred că a fost să reușim să păstrăm un deadline. Este un obstacol de care ne lovim și în ziua de astăzi. Un altul a fost găsirea unor profesioniști, cu adevărat profesioniști. Și poate cel mai important pentru noi, cel de-al treilea, a fost să nu dezamăgim. Intuiția a fost foarte importantă. Am intuit că este nevoie de genul acesta de produs pe piață. Un alt lucru care m-a ajutat foarte tare a fost să caut unicitatea produsului nostru și lucrul acesta îl recomand tuturor care vor să înceapă un nou business. Și cel de-al treilea este calitatea celor cu care lucrăm. Este mișto să faci business creativ în România. Este mișto pentru că ai oameni cu idei, există foarte multă creativitate, nu s-a împărțit piața, încă mai putem să facem foarte multe lucruri creative și pentru că în contextul unei crize economice mondiale, când toată lumea se zbată ca să facă mai mulți bani și este greu de făcut, e bine, faci ceva care îți place. Îmi doresc ca Molecule să fie global în următorii 5 ani, să facă parte dintr-o companie multinațională, să fi vândut deja 78% din business și designerii români să fie cunoscuți peste tot în România.